Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului post nistrean de televiziune este continuată de redacția moldovenească. Iată care sunt principalele teme ale ediției. Săptămână șeful administrației de stat a raionului Dubăsari recepționează cetățenii veniți cu întrebări personale. În Republica Moldovenească Nistreană au marcat ziua lucrătorului din industria ușoară. Despre reparația porțiunilor problematice de drum în capitală. În fiecare săptămână, șeful administrației de stat a raionului Dubăsari recepționează cetățenii veniți cu întrebări personale. După ajutor, se adresează locuitorii raionului cu cele mai diverse probleme. Primul vizitator este un tânăr de 18 ani, Petru. El a venit cu nana sa de botez să-l roage pe șeful administrației de stat să-l ajute să se întoarcă la școală. Încă în luna aprilie, tatăl tânărului l-a luat din instituția de învățământ, fiindcă a considerat că fiul trebuie să obțină o profesie. Împreună cu Petru, dumneaei îl roagă pe șeful raionului să facă legătură cu școala, pentru ca tânărul să absolvească instituția, obținând studii generale. Șeful administrației de stat din Dubăsari le-a mers în întâmpinare, a trasat sarcina ca persoanele competente să discute cu părinții. Apelați la ajutorul miliției de sector. Invitați părinții pentru a discuta cu ei situația creată. Tânărul trebuie să absolvească școala generală. Tamara Rybakov s-a adresat cu o întrebare ce se referă la curgerea tavanului în apartamentul unde trăiește. Ea este gata să facă reparație din propriul cont, însă nu găsește persoana care va efectua acest lucru. Eu caut un specialist meșter care va calcula corect metrajul acoperișului și mă va informa ce materiale de construcție trebuie să procur. Noi vom aduna bani pentru a realiza aceste lucrări. Eduard Canțelevici a promis să ajute și la soluționarea acestei întrebări. Vladimir Zaiciuc s-a adresat cu o asemănătoare problemă, însă curge nu tavanul, dar țevile de sub încăpere. În total, șeful a recepționat 10 persoane. Toți au primit în scris răspunsuri la întrebările care îi interesau. Industria ușoară este o ramură din cele mai cu tradiții. În Rusia, crearea primelor întreprinderi datează cu secolul XVII, iar dezvoltarea lor rapidă cu secolul XIX. Cum se dezvoltă astăzi ramura în Nistrenia și care sunt perspectivele acestei industrii, ne spune Lyubov Kojuhar. Nistrenia a sărbătorit ziua lucrătorului industriei ușoare. Potrivit tradiției, întreprinderile locale și-au expus producția în Parcul Biruința din Tiraspol. S-au prezentat nu numai întreprinderile de confecție din capitală, ci și din Râbnița și Bender. Noi am prezentat o colecție nouă din mătase artificială, hăinuțe pentru copii, rochițe, pentru cei mai mici body. Pentru copii totul este fabricat din 100% bumbac. La expoziție Iarmaroc a fost prezentată lingerie de pat, pierne și plapume. Cu producția locală a făcut cunoștință președintele guvernului Petru Stepanov. Cei mai buni reprezentanți au fost menționați cu premii de preț. Întreprinderile industriei ușoare ocupă un loc important în economia Republicii. Dacă e să comparăm cu volumul producerii, atunci industria ușoară elaborează aproximativ 12% din toată industria Republicii Moldovenești-Nistrene. Aici activează specialiști înalt calificați. Întreprinderile întotdeauna, cu mândrie, au ieșit din cele mai complicate situații, muncind în condiții de concurență dură. A fost prezentată încălțămintea celor mai cunoscute întreprinderi, Floare, Tighina, Soft Shoes, care duc faima Republicii în lume. Pantofii, cizmele fabricii Tighina din Bender au cucerit mulți cumpărători europeni. Actualmente, Tighina fabrică încălțăminte pentru majoritatea țărilor ex-sovietice și pentru unele țări europene. În ultimul timp, noi ne-am străduit cardinal să schimbăm asortimentul. Producția este cu mult mai contemporană, care poate fi purtată fie la serviciu, fie la o plimbare. Expoziția consacrată lucrătorului industriei ușoare a fost în primul rând un examen pentru producători, iar pentru cumpărători o posibilitate de a se încredința încă o dată că pentru calitate nu este nevoie să pleci peste hotare. Lyubov Kojuhar, Alexandru Livitski, Primul Nistrean. Vara scoate în evidență mai multe probleme ale domeniului rutier. Este perioada când sunt reparate porțiunile de drum problematice. Astăzi, în capitală, au început lucrările de înlocuire a bordurilor vechi și turnarea betonului și asfaltului pe străzile Șciors-Lunocearski. De la 1 iulie, asemenea lucrări vor fi desfășurate și pe strada Potiomkin. Din cauza insuficienței financiare și a nerespectării procesului tehnologic, multe drumuri, în al doilea sau chiar în același an, ies din funcțiune.
iar Orășenii au pretenții față de direcția rutieră care îndeplinește lucrările necalitativ. De obște, în Tiraspol văd că drumurile sunt reparate, sunt spate de mers, de... dar așa, ca atare, trebuie de reparat. Trebuie... Eu am o vedere că... Pentru mine drumurile sunt bune, dar pentru alte automobile nu e chiar convenabil drumurile astea. Adesea, din cauza gropilor formate, au loc accidente rutiere. Problema dată nu rămâne fără atenția conducerii orașului. Bordurile sunt într-o stare catastrofală. Am fost nevoiți să le schimbăm pentru ca ele să aibă un aspect estetic. La moment, aceste lucrări sunt necesare în primul rând. Apoi vom îndeplini astuparea gropilor pe cele mai dificile străzi. Conform graficului, către sfârșitul lunii iunie, cele trei brigăți ce activează astăzi vor finisa lucrările de lichidare a gropilor pe străzile Șciors, de lângă podul Căi Ferate, până la strada Energeticienilor. Începând cu luna viitoare, asemenea lucrări vor fi desfășurate și pe strada Potiomkin. Iunus, situată în pădurea Mereneștilor, este unica tabără sportivă de asanare din Republică. Aici copiii nu numai primesc băi de aer și soare, se odihnesc. Aici tinerii discipoli ai tuturor școlilor sportive din Bender au posibilitatea să se antreneze, să-și perfecționeze maestria sportivă în diferite probe. Schimburile vor începe abia în luna iulie. La moment, aici au loc lucrări de reparație și amenajare. Din cauza viiturii de primăvară, teritoriul taberei sportive de asanare Iunos a fost inundat. Cel mai mult au avut de suferit clădirile bucătăriei și a cantinei. S-a aflat sub apă și utilajul de aici. Astfel, la moment, sunt întoi lucrările de reparație. Pentru ele, administrația de stat a alocat 63.000 de ruble. În anul curent au fost planificați bani pentru reparație cosmetică. A fost reparată sala unde copiii iau masa. Va fi reparat și blocul alimentar. A fost procurată o cameră frigider. Dacă nu va fi suficientă veselă sau utilaj corespunzător, vom lua din școli, deoarece copiii sunt în vacanță. A fost deja alcătuit meniul pentru 2 săptămâni, luând în considerație particularitățile fiziologice ale copiilor, aprobat de Centrul de Igienă și Epidemiologie. Vor fi multe legume, fructe, produsele carne, lactatele vor fi procurate doar de la producătorii autohtoni. În afară de copiii ce practică sportul, care vor veni încoace din toate școlile sportive din oraș, se vor odihni de asemenea copiii din familiile social neprotejate. În total, circa 100 de copii în toate schimburile. Ei nu vor plăti sau vor achita sumă mică, egală cu 100 de ruble pentru foaie. Foarte atent alegem cadrele atât pentru bucătărie, lucrătorii medicali, antrenorii, educatorii. Ultimii numai decât posedă studii pedagogice. Pentru fiecare schimb sunt planificate competiții sportive, activități culturale în masă, cotidian copiii se antrenează. În acele 3 schimburi, pe parcursul verii, fiecare câte 15 zile, vor avea posibilitatea să se odihnească în total la 600 de copii. Deja la 25 iunie, o comisie preventivă va controla pregătirea taberei, iar primul schimb va începe în ziua de 2 iulie. Pentru prima oară la Kamenka a avut loc campionatul republican la mini-fotbal între juniori. Pentru a participa la campionat, încoace s-au deplasat junii fotbaliști din Bălți, Florești, Găgăuzia și Râbnița. În total, 6 echipe. Parada participanților a semnificat deschiderea zilei de competiții. Pe stadion s-au aliniat cei pentru care fotbalul nu e numai o pasiune. Ridicarea drapelului Republicii și imnul Nistreniei a creat o atmosferă solemnă și semnificativă. Copiii au fost salutați de șeful adjunct al administrației regionale de stat, Natalia Mihailovski. Cu felicitări au venit și alți oaspeți. Campionatul a fost organizat la inițiativa administrației Școlii Specializate de Sport de Rezervă Olimpică din Kamenka. Данный турнир мы посвятили нашему каменчанину Николаю. Campionatul în cauză îl consacrăm camencianului Nicolae Ostrovari, care a fost și fotbalist și arbitru. Sper că această întâlnire va contribui la majorarea nivelului de dezvoltare a fotbalului și a interesului față de acest sport. Jocurile au fost organizate în 2 subgrupuri în baza sistemului ciclic. Cine va fi considerat învingător a fost determinat în urma meciurilor de îmbinare. Desfășurarea campionatului a devenit posibilă grație susținerii din partea administrației regionale de stat și a sponsorilor. Intensitatea emoțiilor și ochii licărind ai copiilor vorbea despre tendința fiecărui jun fotbalist de a demonstra că echipa lui e cea mai bună. Am jucat parcă normal, dar trebuie să ne străduim și poate vom câștiga. Eu cred că cu așa participări voi crește.
voi deveni un fotbalist mai bun. Mi-a plăcut ziua de azi, organizația a fost bună, aș dori să mai organizez așa feluri de jocuri, să vii mai multe echipe. Întotdeauna alături sunt antrenorii. Ei știu cum să-și încurajeze discipolii. Pentru fiecare găsesc cuvântul cheie, care le ajută să continue lupta pentru întâietate. Și chiar indicațiile din timpul meciului nu erau un plus. Echipele arată un fotbal bun, se vede că au, nu numai sunt la număr, dau și nume, fiecare echipă la dâns și în raion prezintă ceva, n-au venit la întâmplare aici. Organizare la superlativ. E un câmp super. Ne bucurăm pentru o zi de vară plăcută, petrecută la Caminga. Învingători au devenit gazdele. Deținătorii ai medaliilor de argint, junii fotbaliști din Florești. Bronza a fost înmânată membrilor echipei Narubai din Râbnița. Antrenorii din Caminga ne-au asigurat că vor continua să pregătească copiii pentru a participa și la alte campionate. Atât pentru această ediție. O seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 11 iunie se așteaptă înnorări variabile, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 6-9 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord, plus 13, plus 15 grade, ziua plus 25, plus 27. Noaptea în capitală, plus 14, plus 16, ziua 26-28 de grade de căldură.